lumin original din străinătate, de cea mai bună calitate. Pitipuri de flacără, scânteie, flacără și făclie, ăsta mai mare, avem de nuntă. Deci trei bucăți, a patra e moca, Doamne miluiește! Transfer bancar, hai de pa! Cum face baba bani? Cine o fi? Ești... Ei, cine? Cine-i? Poliția, deschideți! Poliția? Da, deschideți, poliția! Auleu! Jandarmeria română! Primiți cu lumina! Hai, da, intră, hai, urmă! Via din morți cu moartea! Ce aici? E pentru mine! Fac eu aromaterapie și da, de când și s-a scumpit curentul și oricum ăștia, orice ăștia de la Ion, sunt singurii care iau lumina de past. Nu cumva aveți lumină de contrabandă? E, cum să fie contrabandă? Și de ce scrie acolo lumină de contrabandă? E lumină sărită de pe bandă. Doamnă, eu cred că aveți lumină de contrabandă. Dar până la urmă, mă rog, ce cauți tu aici? Păi am venit să vă aduc lumina de Paște. Da, mă rog ție, nu trebuia să nu mergem în seara asta la biserică? Nu trebuia să evităm locurile aglomerate? Nu trebuia să respectăm regula aia cu distanțarea socială de un metru între noi? A, păi nu mai e cazul, doamnă. Nu poți să ai și Paște și coronavirus în același timp, că toată lumea știe că lumânarea ține virusul la distanță. De asta am fost toți acolo și ne-am îmbulzit. Fără metru jumate între noi, fără nimic. Astea-s prostii. Avem lumânare suficient. Dar când a dat guvernul, voie și aducă lumină la toată lumea acasă. Când și-o dat seama că după ce trece pandemia, o să urmeze alegeri. Și na, nu vrei să superi electoratul. Chiar dacă asta înseamnă să omori o parte din el, nu e inconștiență, e politică. Și cum nu aveți măști, mănuși, maică? A, păi n-avem nevoie, doamnă, de asta, că doar la lumina flăcării sfintei suntem protejați. Știți că virusul nu se ia pe chestiile astea. Se respinge ca mingea de vileu și oricum... Ai. Mă iertați, doamnă, văd că am stins lumânarea. E ghinion să stingi lumânarea în ziua de Paște, nu? Da, ăsta e ghinionul. Să stingi lumânarea, nu să strănuți când umbli din casă în casă la oameni. Paoleu, păi și eu acum ce fac? Că trebuie să cobor iară, să mă întâlnesc cu vreo 3, după aia să mă duc la biserică, să iau lumina de acolo, să mai stau și acolo în îmbulzeală, după aia să mă întorc în coace, să mă mai întâlnesc cu câțiva să-mi dau și la așa lumină, după aia să urc iară, să mă duc aici. Păi dar mi-au o viață să fac treaba asta. O viață de om. O viață de om? Lasă, maică, că îți dau eu de la mine, nu mai trebuie să mai duci tu până acolo. Îți dau eu un împrumut și mă dai tu înapoi. Și nu mă zici, facem dealul ăsta? Hai, maică, hai că îți dau eu aici lumânare. Hai! Eu știu dacă e bine, doamnă. Cine mai, băiete? Sunteți siguri, doamnă? Mă, băiete, stai liniștit. Virusul se transmite, nu lumina. Și acum, dealul-i deal, îmi dai lumina înapoi. Hai! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și mulțumesc că mi-ai dat lumina. Și cred că și virusul. Hei, lasă, nu mă spuneți, nu vă spun. Salutare, oameni dragi! Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut. Mulțumim! Desigur, nu uitați să vă abonați pe Facebook, pe YouTube și dacă vreți să ne susțineți, puteți să o faceți pe Patreon sau cumpărând tricourile noastre de pe t-shirtfactory.com. Aveți link pentru toate în descriere. Mulțumim frumos! Mulțumim!